Așa, uite ce frumos trage de aia, așa, așa, așa. E cu miciocul? Unde fugi, mă? Așa pare. Auzi-alea, auzi-alea. Auzi, nu vrei să vii? Salutare, bine v-am regăsit! Iată-ne din nou la pescuit. De data asta sunt doar eu cu Loredana. Am ieșit și noi așa singurei, ca porumbei. Și am venit aici aproape de casă, pe Delta Gruiului, de pe balta mare. Peștele sare pe aici prin zonă, sper să și mănânce. Am înțeles că cam a 6-a oră când a intrat la bătaie. Rămâneți alături de noi să vedem ce reușim să facem și astăzi. M-am apucat să pregătesc, să fac nada, să bag fidelele. Revin cu video. Salut, fiindiți! Sităm nada acum. O să vă pun un card cu pregătirea nadei în detaliu, ca să nu vă mai țin acum atâtea minute aici. O pun aici, o să apară undeva pe aici, pe sus, o să apară cardul cu pregătirea nadei. La primul feeder, am dat câteva coșulețe, câteva momitoare de amădit un pic. Avem un cârlig de 12 cu peretă flotantă de 6. Întotdeauna să aveți recipientul de testare la dumneavoastră, e perfect. Întotdeauna testați cum stă cârligul înainte să aruncați, nu aruncați la nimeral. Cărcăm. Și lansăm. Pe asta o dăm un pic înspre dig. E clipsată și asta. Iar cel de-al doilea feeder. Ambele sunt cu metod de 30 de gram pentru că este humă jos, este foarte mâlos fundul, peste tot. Băgăm tot o peretă flutantă de 6, cărligul este un pic mai mare, e de 10. Testăm. E perfect și asta. Încărcăm și lansăm. Am dat câteva metoduri acolo de amnădit. Asta este clipsat aproape de aeratorul ăla de acolo, dacă se vede. Că-a luat-o pe aia. Puci, stai de aia. E cu miciocul? Cum mă, nu e? Ai văzut toate că e acolo peștele. Carasă. Bravo, domn! Mamă, știi cum a tras asta? Opa, haide! Ciortărică, cred că. Un caras frumos. Hai, mișcă! Ce frumos e! M-am mutat pe balta asta mai mică în spate. Prinde aici vecinul în spatele meu și încerc să fac și o încercare. Băgă și o fidă și a și venit un caras. Să vedem, poate păcălim ceva mai mare. Poate vine vreun ciortan frumos așa. Să vedem. Dau acolo aproape de morul de vis-a-vis. Acum vedem ce mai vine. Începutul e bun, ce e aici? Unde e? E caraz, nu? Nu, nu, e un ciortan. Ciortan. Ciortănic. Păi și acum, unde o băgă? În sfârșit, primul ciortan al zilei. A luat creangă ceva după ele, uite. E cu creanga după ele, uite-te și tu. Uite, nu vrei să vii? Asta cred că e ten, după cum s-a văzut. Da, ten. Ten sau Novac, ce e? Ten. Hai la tata, hai. Auzi-l, auzi-l. Ce frumos pleacă. Hai. Tu de acum, hai! Hai, dă-i, 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 dă-i! Lasă, vezi? Vezi că face urât ăsta! Ten. Ten. Da, e așa. De când să vină, cum se întoarce. Unde fugi, mă? Păi. Hai, mă, că ai obosit, gata. Ai și trebuia mai mare. O, e bine, e bine. Ușor. Ușor, ușor. Ușor, ușor. Ușor. La cât de dată am rupt, m-am îmbătat. Da? Păi da, e brațul... Yeah. Fai de cap, mă. Frumos. Ce frumos a văzut. Dar e mai mintit el ăsta, nu e așa mare? Ha? Da. Ciortane, da? No. Da. Nu, e ciortan. Ciortanică, e mică. Dar vine cu unde, uite, și eu tot acolo dau la maldare. Ai pupat mă? Aaaa. Hai pescărița! Așa e, uite ce frumos trage de ea, așa, așa, așa. Nu mai mulinezi. Ce frumos de ea. Adâncoare. Bravo, domne! Păi da, știi să-și arunce. Păi da. Vrea, nu vrea, învățat. E grijă să nu cazi. Nici pe asta nu l-ai pupat. Stai că vin cu miciocul, a? E crap? Stai așa. Că arată frumos? Păi, mulează sus. Gata, mai. Lasă-l pe ușor, nu trage de el. Gata, domn. Ai luat carasul? Te descurci? Că eu n-am atins-o nici pe a mea. Vin cu ea acolo dacă era să te încărc. Așa pare. Ușor, ușor, ușor. E obosit, l-am obosit aici de la buțul. Ai văzut? Dacă ai dat unde ți-am zis. Da, ți-ai zis tu și Loredana, mă. Și acum, că mi-ai dat tu acolo. Da? Ce frumos e Delta. Data asta, ca încheiere, am vrut să vă arăt cum arată carasul din balta asta. Și bineînțeles, prăjeala de final. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare. Fire întinse!